Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Am zis să fac cu Alfa asta, cu 147-le care l-ați văzut în vlogul anterior. Am puțină treabă până la Brasov și o să vă iau cu mine practic. Bine, nu o să filmez până la Brasov, dar hai să mergem. Am dus Clio la să-i vopsesc un prag și au rămas în ea niște acte de la Alfa și trebuie să le iau neapărat. Că o să vină să o vadă cineva astăzi sau mâine. Da, deci asta este o Alfa Romeo 147 din 2004. Are pilot automat, climă pe două zone, piele și cam astea, nu? Bine, geamuri față-spate, că nu toate au. A, și ASR de asta n-au toate, nu? Nu, nu, frate. Hai să-i dăm și o talpă. A rupt aderența în a doua, dă-te! Eu zic că trage destul de ok mașina. Este vorba de un 1.6 Twin Spark. Te sparg! Da, Twin Spark, adică are două bujii pe cilindru. Da. Da. Deci are două bujii pe cilindru și... Ce mai e diferit la motorul ăsta, are un variator și practic ăla îi dă mai mult caie. În rest, mașina merge ok, nu bate, nu troncăne. A fost condusă de o bunicuță până la piață, adusă din Germania, boss. Fără erori, n-are nicio problemă. Și interiorul arată super, super bine. Ți-e cald? Acum de ce e coloanăm aici? Întrebarea e de ce să circul aici? Da. Trebuie să-i fac o vinietă și la asta. S-ar putea să o vând astăzi sau mâine, v-am spus, dar să vedem dacă o să se țină de promisiune oamenii, că mulți sună și nu vin. Și de-aia trebuie să fiu pregătit, că am lăsat contractele de vânzare-cumpărare între mine și fostul proprietar. Le-am lăsat în Clio și Clio e la Brașov, după cum am spus. Da, am nevoie de ele dacă o să vin astăzi. Mamă, e cam frigă. Are aici un sertar să pui bani, monede. E fain. E mișto că e căptușit pe aici și nu se aude, știi? Aici mai are un suport de pahar sau de sticlă, mă rog. Și tu ai ăsta la ta, nu? Nu. Nu? Nu, n-are deloc suport. Serios? Da. La cotiera ai? Da. Ca asta e, nu? Identică sau? Nu. Asta e identică cu cea de pe GT. Da? E la fel? Da. Am văzut că mulți dintre voi mi-a scris să fac carlog și ați fost și interesați de produsele alea de la VMP Auto. Așa că dacă vrea cineva să-și cumpere, să intre pe site acolo, am lăsat linkul în descriere. V-am spus că o să mai fac niște clipuri să testez produsele alea și sunt curios cum sunt. Ia uite, are și de asta, ți-a prins tigara, frumos, pac. Uite băi, nou ăsta, ești nebun? Chiar a fost la o bătrână mașina asta. Da, uite, nou nouț. Și ce mai îmi place la mașina asta, că are scrumiere pe portiere în spate. Adică da, pentru unul care, știi, chiar e interesant. Merge bine o mașină, nu? Da, și e faină suspensia la Alfa. Da, și direcția. Știți că v-am spus eu în clipul cu, cred că 5 lucruri care îmi plac la mașina mea. Când am fost cu ea la Constanța și am făcut verificarea aia la AD Garaj, v-am arătat că dacă fac așa cu Clio, gen, chiar se întâmplă ceva, mașina reacționează. Bine, bun, uite-te și tu. Da, e foarte precis în direcție. Da. O mașină din 2004. Da. Bine, generația e cât 2001, fabric de la 2000, din 2000, da, până în după 2004 sau 5 e facelift, după 2004 cred. Da, 2004. De la 2005 în sus e facelift. Și faceliftul ăla arată și mai bine cu farele alea. Da, arată super bine. Da, chiar arată mai... Dar nu știu, și în spate e altfel? Stopurile sunt la fel sau sunt... E puțin modificat. Puțin, nu? Dar înăuntru e identic, cred că. Da, arată altfel schimbătorul, am văzut. Asta, nuca, e rotundă. La GTD de obicei. Ah, da, la... Asta nu prea îmi place, mi se pare înaltă. Nu știu. Mi se pare înalt schimbătorul în sine, așa. Nu ți se pare? Adică mi-ar plăcut un pic mai... Da, să fie mai sport. Dacă ar fi mai așa, s-ar vedea altfel, da. Ca la Mazda RX-8. Pua, ce fain e ăla, bă, ești nebun. Ai văzut cât de mic e? Să mor eu, cred că e atâta. Și cât de scurt e și... Mamă, deci mi-aș dori să conduc mașina aia, n-ai idee. Tu nu? Da, mi-ar plăcea. Eu chiar mă bătea gândul să-mi iau una aici de bun, că am găsit, dar Mama, au probleme rău. Adică nu neapărat probleme, dar tu știi cât consuma aia? Ulei. La, și ulei și benzină. Eu cred că aia ia 20% ea. Mamă, ce care un consum de leșini. Dar urcă fain la 9000 de lei. Uai, de cum s-aude, bă, și cum zici că e o motocicletă așa, sau eu nu știu, fain, super tare. La motorul la rotativ, e interesant așa să te uiți cine l-a creat. Păcat că n-a mai fost pus pe alte mașini. În 1957. Da, bine, probabil nu l-a pus pentru că n-a fost fiabil. Da, l-au pus pe Mercedes. Au fost modele de Mercedes, da. Serios? Motor rotativ și am impresia că și pe niște modele de avion. Da? Le-au folosit, da, dacă nu mă înșel. Sunt 14 grade afară. Mamă, era un frig azi dimineață. Am plecat la 9, nici 9 nu cred că era. Erau 2 grade. Apropo, are și radio CD de asta, cred că e doar cu track merge, nu are MP3, nu? Cred. Da, nu. N-are, nu? Da, dar se aude super bine muzica. Surprinzător de bine. Da. Era o Alfa 156, ați văzut-o o dată când am pus LED-urile alea. Și se aude mai nașpa alea, da. Nu știu de ce. Să-i resetăm noi computerul de bord, să vedem ce consum scoatem. Trebuia să-l resetez și eu când am plecat. Apropo, computerul ăsta are range. Ce mai are? Stai așa, să iau curba asta. Viteza medie, de cât timp ai mers, distanța, data, consumul instant, consum mediu și atât. Sunt destule. A, și ți arată și pe, dacă ești pe ce radio ești, pe CD, pe pana mea. Sunt curios dacă se deschide portbagajul, mers. Nu. Tu, a fost accident aici sau ce s-a... Nu cred, da? Nu. De data asta nu. Doamne, dar cum poți să te oprești, mă, așa, nu știu. Las, sunt alții români exact în șosea. Și aici mai are să deschizi portbagajul din interior și mai are pe cheie, nu poți să-l deschizi de la haion de acolo. De ceață. Da, de ceață, proiectoare și închidere. Și avare. Și atât. Aici v-am arătat, puteți opri ASR-ul. Avem un consum mediu până acum de 4,5. Un Opel Corsa. Da, ca lucernea. Da. Auzi, dar cum se zice, Opel sau Opel? Totiga e. Oricum, pentru cine are între, nu știu, 1400 și 2000 de euro și vrea să-și cumpere o mașină și e începător, adică decât se uită la un Golf 4, părerea mea, mai bine ți-ai așa ceva, nu? Clar. Un Audi? Nu! Ce dracu, nici 0,05 de avans dai la el, cu banii. Nu mă, să-și ia un 147. Sau nu știu la ce poți să te uiți la bani ăștia. Poți să te uiți la Logan, la Golf 4, Opel Corsa. Opel Corsa de la ce? Cred că găsești și Fiat de la Stilo, cred. De asta pe da. Da, cred că ceva mai vechi, nu știu. Mai găsești Polo în 20, cred. Lupo, care e o oribilitate părerea mea. Și nu știu, 4K iese din discuție, nu se pune problema, mi se pare cea mai urâtă. Chiar și Ford Focus iese din discuție, e din clasă 147, și Golf 4 e din clasă 147. Da, urât rău și Golf, ăla Ford-ul. Da, deci asta e ceva mai de, nu știu, dacă, chiar dacă e veche, încă nu am bătrânit așa design-ul ei, mai ales la interior și așa, arată super bine, mi se pare foarte faină făcută. Să știți că modelele astea cu Twin Spark mai ales nu prea au kilometri mulți. Și chiar e adevărat asta, și da. Alea diesel chiar au, dar dacă vă luați un Twin Spark de asta, o să aibă puțin kilometri dacă luați de afară mai ales. Noroc e că nu e o mașină de business-ari, Alfa în general. Da, exact, pentru că se vând foarte, foarte greu și Samsari nu o să ia niciodată Alfa. Foarte bine, poate se vând alea mai noi, sau 159 le, nu știu, poate, dar... Se vând greu oricum, adică nu-s căutate de România, asta e clar. Passatul TDI. Da. Ai un Passat, știu. Cea mai bună mașină. Bă, dar e super precisă direcția asta, da, singură, deci mă iubește cât de... Și apropo, are super scurtă cursa, gen volanul ăsta se învârte de o tură jumate, nu? O tură. A, o tură, da. O să vă arăt când ne oprim. Deci se învârte doar o tură, e super ciudat. Virează puțin. Da. Dar nu e neapărat un dezavantaj dacă e să e așa, părerea mea. Ca începător, da, și pe oraș. Da, dar nu mi se pare că nu virează atât de mult încât să te afecteze. La 147, la 156 te cam scoate din sărit. Da, dar uite, la asta mi se pare că întoarce repede. Și la GT. De exemplu, la 156 e botul mai lung. Cine se uită la clipul ăsta și are Alfa Romeo, lăsați jos un comentariu. Chiar sunt curios câți aveți. Haideți să vă opresc să vă arăt cursa. Așa e drept. Atâta e. Ești nebun. Te obișnuiești după aia când te sui în altă. Dar mie îmi place, știi, adică n-am nicio treabă. De două ori. Două ture când stai te. Scărți. Cu a doua. Să zici 100 cu a doua. E nașpa în dreapta. Da. Bă, dar știi că există un studiu de asta, că în dreapta ți se pare că trage mai tare mașina decât dacă ești la volan? Da. Adică e și logic, pentru că aici, nu știu, e altfel. Îți place să stai în dreapta? Nu, urăsc. Ție? Bine, urăsc, adică nu-mi place să merg cu cineva care merge tare să stau în dreapta. Mi-e fricos, pe bune, nu știu. Exact, depinde cu cine. Da. Adică să meargă tare e ok, dar să nu facă depășiri de riscante. Cum faci tu? Nu, chiar nu fac. Haideți, mai facem o repriză aici cu a doua. Nu știu de la cât e tare asta cu numărul 4200. Uitați, deci trage chiar fain și liniar. Și s-aude frumos. Da, s-aude super bine. Voi încheia aici acest clip. Mai avem un pic și intrăm în Brașov. O să merg să iau actele alea și ne întoarcem imediat. Cam asta a fost totul pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut și nu uitați să-mi dați jos în comentarii dacă aveți o Alfa Romeo. Dacă nu o să o vând, o să mai fac clipuri cu ea. Gata, ne vedem data viitoare și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să-mi dați un follow pe Instagram și un like.